Mamă, de ce fac asta? Pe data de 14 februarie, WhatsApp a lansat piesa Taxi, care a fost hit. Două săptămâni mai târziu, eram cu munca la Brașov într-un studio, pentru o sesiune. Și făceam ceva ce nu avea legătură cu munca. Și pentru că sunt un angajat model, fix 3 zile mai târziu, am lansat o parodie la piesa lui WhatsApp. Îmi scrie cineva pe Facebook. Era Mihai Morar, de la Radio Zoo. Iar el mi-a scris înapoi că ar fi super blană dacă aș reuși să vin mâine să o cânt în emisie. Exact în timp ce vorbeam cu Mihai Morar, un alt tip mi-a scris că beat-ul e blană și că trebuie neapărat să ne vedem și whatever. Era Marius Moga. Problema era că eram încă la Brașov, așa că m-am dus la Andrei, băiatul la care stăteam în Brașov și cu care se presupunea că trebuia să lucrez săptămâna aia, și i-am spus că trebuie neapărat să mă întorc la București pentru a întâmpina șansa vieții mele de a cânta o parodie live pe un post de radio și desigur de a mă întâlni cu nenea cu barbă care sare sus și stă pe tocuri. Vă rog, aveți răbdare cu mine pentru că eram doar un copil. Pe vremea aia mă aflam în conjunctura Global Records. Deci m-am întors la București și m-am dus direct la Global. Ba nu, m-am dus întâi acasă să-mi las bagajul, apoi m-am dus direct la Global. Acolo m-am întâlnit cu Căliman. Pe vremea aia era tipul cu care lucram cel mai mult. Mă rog, mai era un băiat cu care lucram și prin care am ajuns la Global Records, dar tipul e mult prea controversat ca să-l menționez în clipul ăsta. În fine, i-am spus lui Căliman de situație și că am nevoie de el să vină cu mine cu chitara, pentru că eu nu mă duc atoția fonic cu un negativ și sunt mult prea blană ca să mă ascund în spatele unui instrumental. Bine, poate nu i-am spus-o chiar așa, dar cu siguranță aia era atitudinea mea în momentele alea. Așa că ne-am apucat să repetăm și totul mergea blană. Ulterior a apărut și Daragiu, care întâmplător le avea cu percuția. Deci am povestit și lui că e o parodie blană, Morar, Radio Zoo, rupem, și el a zis da. Așa că am continuat toți trei să facem gălăgie. Era seară. Acum vine partea pe care probabil toți o așteptați și momentul care era menit să mă salveze de la acest fail nenorocit. Dar hei, dacă lucrurile mergeau blană, probabil nu mai era nimic de povestit acum. Și după toată povestea asta, am făcut o altă parodie cu tipii ăștia. Aveți link în descriere. În timp ce repetam ca niște disperați într-una din camerele alea, se deschide ușa, intră cineva și ne spune: băieții, eu zic să vă culcați că e târziu. Iar noi la faza asta am spus da! Așa că am așteptat să închidă ușa, am numărat câteva minute și ne-am întors la gălăgie. Câteva ore mai târziu, undeva pe la 4-5 dimineața, aceeași voce, doar că mult mai răgușită, deschide ușa și ne spune: lăsați-mi p*** de treabă că ați repetat disil! Vreau să dorm! Exact vocea aia. E bine, așa dur cum era, ăla era ultimul moment în care mai puteam să salvez ceva. Acum, sincer să fiu, nu știu ce au făcut Căliman și Daragiu, dar știu sigur ce n-am făcut eu. N-am dormit. Din momentul în care Carla spărea că urma să ne arunce pe toți trei pe geam, până momentul în care am plecat spre radio, eu am stat pe balcon și am meditat. Ba nu, de fapt am stat pe balcon și am fumat până mi s-a uscat esofagul. Obișnuiam să fumez foarte mult. Timpul facerii de râs a venit. Eu nu aveam de unde să știu asta atunci. Deci ne-am urcat în mașină și am pornit spre Radio Zoo. Adevărul e că momentele alea eram toți super hype, doar că pe mine mă luase puțin panica. Cumva exact atunci a început să mă lovească oboseala insalată după o noapte de nesomn, oboseala de peste zi și desigur oboseala după călătoria cu trenul. Și acum tu îmi vei spune că încerc să mă scuz, iar eu îți voi spune că nu mai contează, pentru că nimic nu mai poate să împiedice nenorocirea care urmează să vină. Am ajuns la radio. Ne-am cărat instrumentele înăuntru și am așteptat. Fiecare secundă care trecea punea cel puțin pe mine o presiune enormă. Aveam un puternic sentiment că urmează să mă autodistrug. Și așa a fost. Și am intrat. Am stat puțin de vorbă cu băieții și totul a fost atât de blană până la prezentarea pe care Mihai Morar mi-a făcut-o. Cântă 100% live, adică nu s-a mai întâmplat asta niciodată la un radio în România, cel puțin, să chemi artistul care a făcut o parodie să cânte live în studio. Artistul care a făcut o parodie să cânte live în studio. Să cânte live în studio. Live în studio. Live, 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 live. Acolo mi s-a blocat creierul, eram blank. Chiar că până acolo știam versurile și până acolo piesa nu era prea sus și cu siguranță până acolo eram super blan, o să rup tot pe sistem. E bine, nu a fost așa. Manelele pe telefon și voi și toate fetele, cochetele la semafor. De ce? Pentru că m-am supraapreciat. Și acum voi să veniți cu comentarii de genul: ai primit ce ai meritat, și în apărarea mea pot să vă spun că n-am nimic de spus în apărarea mea, am primit exact ce am meritat. Dar mi-a prins bine, pentru că nu trebuia să fiu atât de sigur cu mine și cu siguranță trebuia să-l ascult pe nenea cu mască de prima dată când a venit să ne spună să dormim. Vezi tu, de multe ori suntem atât de siguri pe noi încât trecem cu vederea anumite variabile, cum ar fi puterea unui somn bun sau chiar realismul cu privire la ceea ce poți să faci și ce nu.
Eu am eșuat și nu regret asta pentru că failul ăsta a fost unul foarte important din care am învățat foarte multe lucruri și pe care nu-l regret. Și cumva sper că această poveste genibilă să vă inspire să calculați bine atunci când urmează să întâmpinați o situație de genul ăsta. Da. Cam asta a fost pentru astăzi, oameni buni. Dacă v-a ajutat cu ceva clipul ăsta, poate dați un like, poate dați un share. Dacă nu sunteți abonați, poate vă abonați. Și dacă sunteți abonați, poate bifați clopoțelul. Și nu uitați, dacă te duci la luptă după cum te taie ego-ul, o să te întorci bătut. Iar asta nu e neapărat un lucru rău, pentru că astfel de situații te ajută să te maturizezi. Bine, dacă ești ca mine, chestiile astea nu funcționează, pentru că exact în momentul în care scriu vlogul ăsta e 6 dimineața și eu nu am dormit încă. Mă duc să mă culc. And the speed to fly to our chance, crushed and burned. Now we'll never ever learn. And I fell apart and got back up again. Again, yo. Mai tu,